Gheorghe Lazar cu Bălăceanu se duce la Caragiavă, cum aș duce eu acum la Cotroceni. Și aș cere ca limba română, era așa cerut, limba română să facă învățământ superior. Doamne, nu știu ce a fost acum. Pentru că pe vremea aceea, așa, în juridic, se purta limba italiană, în diplomație se purta limba greacă, limba franceză, pentru matematică, pentru asta, limba germană, pentru... nici nu concepeau ca limba română să fie învățământ superior și să urce pe scenă. Nici nu concepeau. Diferența de mentalitate este ca și cum un puș de 14 ani de aici se duce la ăia la Bruxelles și le explică limpede despre ce este vorba, ca lumea să ia înainte. Ei nu pot să conceapă că un cortex dezinhibat a unui copil are soluție decât grămadă de dobitoși de acolo. Nu concepeau. Și a fost de la râs la revoltă. Asachi săracul spunea că limba română e limba de stână, nu vreau decât să mai. Și reușește, domnul. Reușește ca să ducă limba română și să facă învățământ în limba română. Mai mult decât atâta, în 1818, pe mica scenă improvizată de acolo, unde e universitatea, apar niște tineri care fac teatru în limba română. Printre spectatori, Tudor Vladimescu, prietenul lui Gheorghe Lazar. Este emoționant. Pentru prima oară răsuna limba română. Pe la 1819, încă un an, se organizează Hecuba al lui Euripide, unde părintele literaturii române, elev, Ion Ilie Rădulescu, joacă în travesti Hecuba și când termină, era și suflor. Deci, chinuri. Ia gândiți-vă dumneavoastră că teatru, deci cu 500 de ani înainte de Hristos, a apărut în Grecia. S-a dus în Europa. Știți când a scris Hamlet, Shakespeare, la noi îl decapitau pe Mihai Viteazul. N-a fost timp. Și atunci, de la 1000, întotdeauna m-a zguduit forța talentului românesc pe toate palierele, cum a creat nu numai o sincronizare europeană. Au țâșnit, domnule. Păi te pui cu teatrul de pe vremea lui Ludovic al XIV-lea. Când la noi eram în pline bătăi aici cu turci, de unde au ieșit ăștia pe la 1800? 1853 s-a făcut teatru mare. Și până dintre 1853 și 1910, 1920, 30 au ieșit numai genii. Numai genii, cum zic, o elită din asta, elită după elită, care a făcut teatru românesc ca să fie cunoscut în lume. Este teatrul britanic, teatrul rusesc și teatrul românesc. De unde din țărani ăștia, din Clăcași ăștia, din amărâți ăștia, din Iobagi ăștia, că nu vezi că și acum se folosește presiunea asta. Dacă mergi și faci, cum să spun, paralelisme, gândiți-vă pe Grigore Vasiliu Bilic sau pe Puiu Crânescu, proiectați în cinematografia americană. Erau vedete internaționale. Dar nici nu se discuta. De o forță uriașă, sau toți, vă dați seama. Noi n-am avut, fiind o țară mică. Dar cât de repede și-au asumat arta teatrului și-au dat oameni de teatru extraordinar. Nu mai vreau să spun de elita de regizori de teatru european. Știți că Gogu Constantinescu, când s-a dus la Londra, le-a spus că se face tragerea prin elice. Și-au râs toți, au crezut că e șaman. Că cum să tragi, faci mitraliera prin elice, când elicea are viteze diferite. Și el a calculat matematic și se poate. Așa se văd al doilea război mondial. Bine, a și primit cetățenie și considerat unul din mari oameni ai Marii Britanii. Român. Ce e interesant de văzut, că actorul român are o tipologie a lui. El poate să joace și Chekhov și Hamlet. Mai greu pentru ceilalți. O remarcă a lui Mariora Voiculescu despre sistemul Stanislavski zice este foarte bun, dar nu pentru noi. E lung. Are alt ritm. Are altă, cum să spun, vocație. Ca să înțelegeți mai bine și să proiectăm tonusul de talent al acestui popor, puteți vedea, de exemplu, puștanii ăștia care au acum pe la Olimpiadă, minte fantastică. Cea de-a doua limbă oficială la NASA e română. Știți că e și bancul ăla, că hello, chef, că n-aveau 6149? Ia, cu nuții, vă rog. Știți? Da, e genial. Umorul românesc. Nu te plimbi cu așa ceva. E fantastic. Dacă dumneavoastră n-aveți nevoie acum să vă țin o teorie de istoria teatrului, dar vă fac harta.
făcând harta, vedeți ce se întâmplă și acum cu România. E călcat în picioare, sigur că trebuie să distrusă, să fie colonie. Iorga avea o expresie. Calci aici pe țăranul României, se împarte la altă. Îl calci aici și se împarte la altă. Arta teatrului este arta comportamentului performant. N-are legătură cu textul. Maestrul meu, Demre Dulescu, care avea geniul comediei, a luat cartea de telefoane și o citea. Dom'le, râdeam cu lacrimi. Aurelia Popescu 226655. Și din toate numerele de telefon făcea o relație de viață. Îi dă un regizor Shakespeare și îl face praf. Arma actorului este prelucrarea textului prin comportament. De exemplu, fabula. Eu am avut un mare profesor înainte de acest genial Demre Dulescu, tot un geniu, dar de pedagogie, necunoscut, majoritatea genilor din România sunt necunoscute, Traian Enemi, Dumnezeu să-l odihnească. Mă pregăteam la institut, am zis, bă băiatul, de ce spui tu fabula, nu? Păi zic, fabula cu rața, cu vulpea, cu... Dacă te-a făcut mai bine de idiot, spune așa. Bă, dar dacă ai puțină inteligență, folosește-o și dărâmă, bă, niște inepții, niște cretinisme politice. Cum, domnul profesor? Păi bă, fabula a fost scrisă pentru subversivitatea ei. Știți cum a dat examen Toma Caragiu la 50 de ani la teatru de comedie? L-a chemat Ciulei. De mai bun. Când se dădea examen atunci, în sală era și securistul de serviciu, politruci, care vreau de să vadă ei cenzura. Acum, copiii lor, nepoții lor, sunt la conducere. Sunt democrații. Bun. Îi lăsăm pe ăștia. A apărut Toma Caragiu. Genial. A dat cu... ce ne spuneți? Zdreanță. De ce mă s-a prezentat cu Gogol, cu Shakespeare, cu Zdreanță? Și a început poezia, care și-a lăsat cum a pe Zdreanță, ce-o pe de fain, ce-o zis. El a zis așa. L-ați văzut cumva pe... Se jură că nu fură, dar l-au prins. Și aia am înghețat. Octavian Cotescu, eu l-am văzut cu ochișorii mei ca un student, spunea la televizor fabula aia așa, un bou, ca toți boii, puțin asințire. Și știam toți unde se duce. Fii să eu mi-am pregătit, adică noi vorbim acum, dumneavoastră aveți nevoie de o esență a teatrului, nu aveți nevoie de o conferință. Eu sar dintr-un antrenat, dar trebuie să simțiți spiritul. Nu are ce mai important. În contextul ăsta, comunism, și mi-a zis Traian, bă băiatul, dacă ai puțină inteligență acolo, folosește-o pe ca să spargi inerțiile lor. Și mi-am ales fabula muștele, al lui Sanderson, un evreu american foarte deștept. M-am prezentat și în fața mea acolo, am avut două etape pe care le povestesc, care sunt importante pentru că ele vorbesc de esența teatrului. Căzusem de două ori la teatru. Și asta era treaba. Și mi-a pregătit fabula, dar am sunat-o și pe mama. Zic, mama, ori într-un institut, ori în pușcărie. La revedere. Dragă mami, iată! Am chestia. În față, doamna Olga Tudorache, Dumnezeu s-o dinesc. Dură. Ce ați pregătit la fabulă? Muștele de Sanderson. Vă rugăm, vă ascultăm. Aia, puțin acolo. Și zic, s-au adunat muștele să facă miere. Și muștele au fost în congres. Iar musca șef a zis, să faci miere și mai precum albinele. Inferent, da? Dom'le, au plecat toți capul jos. Îmi fac Sfânta Cruce în fața dumneavoastră. Era anul de grație 1981, vă dați seama. Ei au plecat capul așa, Olga așa, s-au zis așa. Să zic, noroc că era musca țese care a zis, ați ascultat cuvintele înțelepturi. Acum, ori niciodată. Deci, dacă dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, eu fac ațăranul ăla care m-a întrebat, domnul Dumnezeu, credeți? Da, eu am ceva mai mult decât dumneavoastră. Ce? Eu am încredere în el. Domnule! Au fost îngerii, cum mă puteau arăsta. În primul rând, o pusesem într-o poziție dificilă pe doamna Olga Gara. Dar eu am jucat partida care mi-a s-o trăit. Bă, băiatul, dacă ai puțină inteligență, demontează-vă cretinismul ăsta. Vezi-vă de libertatea ta. A
atunci, după 2 ani de institut, cine mă oprește pe hol, mă prinde și mă bagă în zid, zice, bă, gata și mă, ta, ai vrut să mă bagi în pușcărie, nebunule, orică tu doar chiar. Deci, cu o întârziere de 2 ani. Pe urmă am aflat că l-a sunat pe Bibu și a zis, Bibule, ți-am băgat unul genial, de ai grijă că e sifilitic. Bun. Stați să vedeți. De ce vă spun? Pentru că Birhic, Puiu Călinescu, Draga Olteanu, Amza Pelea, Biban, domnule, eu aveau cenzură, domnule. Eu am fost la filmare, domnule. Era cenzură. Nu știți cum se venea cu ștampila tovarășul Durea și ce putea să facă din, ce putea oamenii să facă dintr-un text, este absolut fabulos. Eu, intrând între ei, vă dați seama, tu vii și ești în față cu Mihai Viteazu, cum a fost eu cu Amza Pelea. Și cu Deceva. Știți că mi-a povestit Amza Pelea că când filma la Decebal, s-a dat jos din mașină, era poliția și i-a zis să trăiți doar sub Decebal. L-a salutat polițiștii, n-a niciun fel de problemă. Domnul profesor a zis, ce fac eu? Am întrebat pe Traina Eleni, dacă uit textul. Bă, băiatule, ai două șanse. Să te oprești și să spui, sunt cretin, vin la anul. Sau să-ți vezi de treabă. Că tu nu ești spunător de texte. Tu trebuie să spui condiția ta, bă, băiatule. Tu ce faci? Sunt muncitor necalificat pe șantier. Rămâi, mă, acolo. Rămâi acolo. Bă, dacă tu cari saci de ciment, măcar spune-o public. Și Patria de Nichita Stănescu. Și am zis, Patria de Nichita Stănescu și a zis, ce faci pe scenă? Zic, o spun Patria de Nichita Stănescu. Dă-te mă jos, mă. De ce? Tu cine ești? Tampuri, un nimic. Tu ești un imbric. Zic, dar de ce, domnul profesor? Bă, băiatule, ăla Nichita când a scris poezia și-a dus bătălia. Acum ce-o duci tu, mă? Eu vreau să văd că pleacă din tine chestia asta. Nu mai contează că uiți textul sau vreau să... Ce înseamnă Patrie? Dom'le, mi-a rămas atât de înfipt în cap, m-am prezentat la comisie. Bibanul tocmai tăiase 250 în ziua aia. Era obosit, mânca pateuri. Vă dă să-mi puști de 20 de ani, am intrat întreba picioarele, am văzut și am zis, da, drăguță, ce aveți de gând? Patria de Nichita Stănescu. Și a început asta să plece. Și zic, Patria? Și zic, Dumnezeule, le zic că sunt cretin și până nu. Dar să vedeți. Sau, continui. Întuneric, e cu alea acolo deasupra, numai cu luminile. Zic, Patria? A ridicat mâna și zic, a luat ora. Patria este buncărul ăsta nenorocit, în care eu tremur, ca să-mi spun suflet. Și am zis, urmă, și un la 10. Nu mai era Nichita Stănescu, era Dan Puric.